Uite cum pui de obicei. Deci aici avem un chaun, gulaș de porc, care se face cu carne de porc, bineînțeles, ceapă, apoi punem niște morcovi, țelină, avem roșii, niște condimente mixte, amestecate, proaspete, ardei gras, usturoi și la sfârșit finalizat cu smântână, un dressing de smântână și făină. Frumoasă la baza ei. Era de pe vremea când a venit potopul și când noi a început să trimită păsările ca să caute pământ. Și a găsit la un moment dat un loc unde a început să se dezvolte diverse plante și așa mai departe și acolo au campat din corabie. Ei au găsit acolo vița de vie pe care a început să o recolteze și să facă vinul. Diferența era că pe vremea aceea vinul nu fermenta. Era o băutură răcoritoare. Must. Evident, în toate poveștile, e momentul în care vine dracul și își bagă coada să strice rânduiala cea bună. Și a blestemat în felul următor, că cei care exagerează cu băutul vinului, înainte de toate astea, a stropit vița de vie cu sânge de miel, sânge de leu, sânge de porc și sânge de maimuță și a blestemat în felul următor, că cei care exagerează cu băutul vinului, la început să fie moale și liniștit ca un miel, după aia tare și sfatoși ca un leu,
După aia să se tărească prin toate șanțurile și pălțile ca un porc și la final să-ți facă de râs ca o maimuță. Așa că consumați responsabil. Dansul vinului. Și celor care ne-au invitat. Avem un profil de Facebook care abia așteaptă să fie apreciat. Și până una alta sperăm să ne auzim cu bine și la următorul eveniment. Șoimu Adriana Vioară, Sergiu Corbu Boldor, trupa Ad Hoc.